Știi că noi ne-am văzut pe Skype când tu erai în Japonia? Da, ești foarte frumoasă. Am un pic de emoții. În sfârșit, Andreea, ai venit acasă. După cât timp? După aproape 7 luni au trecut. 7 luni în Tokyo, acum acasă. A venit și soțul? A venit și el, da. Exact, și cât stați acum? El o să stea până în luna octombrie, o să o să mai plece o tură în Japonia și după aceea noi cu toții, cred că undeva la începutul anului 2021 o să ne întoarcem în Japonia. Acum eu mă uitam așa foarte atent la tine, pentru că nu înțelegeam dacă plantă a greșit microfoanele, dar ai o lavaliera ta pentru că soțul tău e în spatele camerelor de filmat, nu el e? Da. Nu mai cunosc cu mască și el practic filmează pentru că filmează, iar tu o să pui pe canalul tău de YouTube. Exact. Bă, ce m-am prins! Am văzut mă că avea o lavaliera albă. De ce le cum să zic și o salut în japoneză? Konnichiwa. Konnichiwa! Konnichiwa. Ce mai faci? Genki desu ka. Cum? Genki desu ka. Genki desu ka! Hai. S-a terminat. Da. Ce aia? Tati. Nu, ăla acolo sus. Asta e cameră. Cameră de filmat, așa, tare de tot. O macara. O macara de filmat. Mă bucur că sunteți aici pentru că noi te-am văzut prin Skype în toată perioada asta când ne transmiteai tot felul de imagini fabuloase din Japonia și acum practic ați venit acasă și urmează să plecați în Japonia când ai zis? La începutul anului 2021. În funcție de ce se va mai întâmpla exact. Și cum va mai fi. Exact. Acum mă uitam la tine că nu înțelegeam șnururile astea. E ceva japonez tradițional? Nu, sunt doar niște Adidas și mi-am pus fața asta de masă și am zis să vin la tine așa mai relaxat. E foarte bine. Mama. Știi ce vreau să te întreb? Că mi-am notat aici câteva Sigur. Curiozități. E adevărat că japonezii sorb supa destul de gălăgios și asta înseamnă că îți arată respectul față de gazdă? Da, acolo este un lucru normal să sorbi supa și se adică spune... Adică faci așa... Da, exact, mai ales când mănânci tăiței, pentru că se spune că gustul este mult mai intens dacă faci mă, asta. Știi de câte ori auzeam eu chestia aia? Mănâncă frumos cu gura închisă să nu se audă, da, nu plescăi. Da, în România nu poți să faci asta. Deci acolo, okay. dacă duci la restaurant, așa mănânci ciorbalul. Da, dar tinerii acum, să știi că au început să se dea după noi europenii și nu prea mai fac asta. Da, asta înseamnă totuși un semn de respect, nu? Da, este un semn de respect. Super. Mira cum mănâncă? Mira se chinuie cu chopsticks. Acum începem să învățăm și noi să mâncăm cu chopsticks. Adică cu dar, bețișoarele. Cu bețișoarele, da. Am înțeles că în Japonia există oameni plătiți să împingă pe călători în vagoanele de metrou sau tren, că am văzut și niște imagini, cred că le avem și noi. Să știi că am auzit și eu asta, dar soțul meu a spus că nu știe nimic despre acest lucru și nici eu nu știu foarte multe. Nici nu am văzut, nici nu am întâlnit, așa că nu vreau să zic nimic. Da, dar am citit tot așa pe internet niște articole. Am văzut și niște imagini, că există oameni care sunt plătiți ca să împingă pe călători în vagoanele de tren și de metrou ca să se închidă ușile mai ușor. Da, am văzut și eu atunci când e ora de vârf, dar uite, chiar nu am întâlnit. Știi ce? Și am înțeles că e o superstiție cu bețișoarele la chinezești, că n-ai voie să le așezi în bol într-un anumit fel? Nu ai voie să înfigi chopsticks în orez, pentru că asta se face doar la... cum să zic... La mormântări? La mormântări, da. Aoleu, deci când ai bolul cu orez așa și dacă bași bețele așa, da, nu e bine? Nu, că nu e bine, că... nu. Pui frumos chopsticks peste bol sau lângă bol. Niciodată nu înfinci. Dar tu ai făcut chopsticks. Vreo gafă de când ești în Japonia fără să-ți dai seama? Am făcut mai multe gafe. De exemplu, am făcut niște poze la un cimitir. Eu neștiind că e cimitir, pentru că acolo nu sunt cruci ca la noi, ci sunt pur și simplu niște bețe așa care ies din pământ. Și n-am știut exact ce este acel loc. Și am făcut poze și soțul meu s-a supărat destul de mult pe mine. A zis că nu este frumos să faci poze la un cimitir. Păi și tu ne-ai spus, dragă, nu știam. Păi i-am zis, după aceea a fost ok. Pa da, a fost înțeles, ok, nu? Da, da, altă da. Altă gafă ai făcut? Altă gafă, nu cred. A, am mai făcut că am încercat să iau cu chopsticks din farfurie de pe platou în același timp cu altcineva. Și la fel nu e bine să pui chopsticks în chopsticks, adică bețe în bețe. Din nou, ci că are treabă cu mormântările. Aolea. Așa se face, perfect. Da. Adică dar sunt câteva lucruri pe care dacă nu le știi, n-ai păi și taiga, când a fost prima dată în România, știu că, de exemplu, dacă mănâncă din colțul de la pâine, o să-l iubească soacra mai mult? Știa? Nu cred că știa, dar uite că eu nu știu cum a fost taiga la început, că el era deja aici când l-am cunoscut. Exact. Perfect. Da, în Japonia chiar, uite, vreau să te întreb ceva. Știi că la noi auzi tot felul de vorbe. Plantă! Da! Nu mă vreau să zic cum îți vorbele. Închide ușa că ne trage curentul. Există așa astea în Japonia? Nu. Nu există să... Adică... Nu. Taiga nu înțelege treaba asta cu ne trage curentul. Nu. Nu. Adică nu există. Închide ușa că ne trage curentul, nu? Nu. Nu. Sau cu pisica?
cu pisica. Dacă strânge pisica neagră calea, tu scuip de trei ori. Sunt și acolo anumite superstiții, dar uite că nu știu să zic foarte multe despre ele. Știu că am făcut la un moment dat un vlog, sau mă documentam eu pentru un vlog, dar uite că îmi scap acum. Sigur sunt. Ce superstiții sunt în Japonia? Da. Dar cheamă și pe taiga aici, poate să vină. Hai. Hai că vine. Da. Hello, taiga. Hello. Știi că v-am mers? E perfect. Okay. Există superstiții? Da, there are many. Like black cats, we don't know if it's like good luck or bad luck. It depends on the people who take it. So. Aha. Și mi-am adus aminte, era o superstiție cu păianjenul, să nu omori păianjenul dacă îl vezi dimineața în casă, ci să-l omori dacă îl vezi doar seara. Nu era așa? Da, da, da. Da. Nu mai treceai la serviciu, așteptai acolo. Stai acolo că nu mai mă duc azi la muncă, că am un păianjen în casă, dar aștept să vină seara. Și dacă plec la muncă, nu mai știu pe unde el se duce. Da. Adică sunt și acolo, bănuiesc că superstiții sunt peste tot prin lume. Da. Cu soacra cum se înțelege? Se înțelege bine, să știi că mama a fost foarte fericită de data trecută când adică, l-ai pus. Mama soacră? Da, da, că l-ai pus să-i zic așa un mesaj frumos, chiar a fost fericită mama. A zis că îți mulțumește. Da, vreau să te întreb, în Japonia, el înțelege perfect românește. Înțelege, da. În Japonia sunt glume cu mama soacră? Nu. Soacră, soacră, pe amacră. I was a glume? Da, glume. Glumă, joke. Yeah, it was a joke last time? No, it was da, just mai, mai sta pe gânduri, ca soacră mea între scânduri. No, we don't have... No. Nu. Dar ei nici în jurături nu prea au. N-au în jurături în Japonia? Nu. Adică, păi și dacă traduci de ăștia ale noastre, nu e? Mor de râs, nu, nu e. E cea mai urâtă în jurătură, e cum ar zice... Adică cea mai mare în jurătură Japonia care e? Cum e? Cum ei zice... Sfinte Sisoie. Nu, ei zice cuiva prost, soacră, cam asta soacră, ar fi cea mai mare în jurătură, nu? Soacră, soacră, poamă acră? Da. O să înveți tu când te faci mai mare. Soacră, soacră, poamă acră, dați că-ți explic eu mai încolo și-ți explică mamie, da? Deci în Japonia nu există nicio jurătură, păi nu, și... dar lui ai tradus în jurăturile românești? Păi și nu le putem inventa acolo, adică... Ba da, ba da, ba da. Nu merge? Să zici în japonez, păi du-te în... Da. Nu, da. Mergi. Ma, nu, nu merge. Nu merge. În Japonia nu, tati, regula e regula. Da. Acolo cel mai mult spui, ești prost, cam asta, asta e. Maxim. Asta e maximul, asta e cea mai urâtă. Cea mai urâtă asta da, e? Asta e. Mamă, deci dacă am fi un campionat de jurături, am fi ce? Am păi el pe spune japonezi? Că noi suntem foarte inventivi, românii. Tot timpul creativ. Află ceva nou. Și uite că nu știam expresia asta, uite că nu știam. Cum e viața ta în Japonia? Te-ai obișnuit M-am acolo? M-am obișnuit. Eu am noroc că sunt și genul de persoană care se acomodează foarte ușor și de aceea cred că mi-a fost mai ușor. Încă nu vorbesc limba foarte bine, dar ușor, ușor învățăm. Da, te descurci ușor, ușor, așa, măcar dacă ieși în oraș să te... Da, 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 să cumpăr ceva, să nu... De foame și să iei un taxi da, da, să pleci acasă, da? Mă descurc, așa... Uite, vedem imagini din Japonia, foarte mulți oameni le pot vedea pe vlogul tău, pe YouTube, nu? Sunt ale noastre? Da. Cum? Sunt ale noastre? Da, 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 uite aici, unde locuiți voi. Aici, pe stradă. De unde sunt noi pe acolo? Acum, știi, știi... Uite! Acolo! Uite! Da, știi ce vreau să te întreb, Mira? Tu mergi la grădiniță? Nu acum. Nu acum? Nu. Dar ție îți place în Japonia? Da. Ai prieteni acolo? Nu, încă n-am școală acolo. Încă n-ai școală acolo. Dar ție îți place cel mai mult acolo? Natto. De mâncare. Mâncare. Și mi-e place mâncarea mult. Și, dar tu știi să vorbești în japoneză? Da, un pic. Un pic? Da. Știi să zici te iubesc? Nu mai știu. Nu mai știu. Dar ce știi tu? Eu știu konnichiwa. Konnichiwa. Și mama cum se zice în japoneză? O casa? O casa. O casa. Dar să știi că ești foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc. Și mă bucur mult de tot că ai venit aici. Dar vreau să-mi spui ceva. Taiga, sforă noaptea? Adică tata. Sforă noaptea? Câteva zile. Câteva zile. Deci când se apucă, îl ține câteva zile. Lui taica, ce-i place cel mai mult să mănânce în România? Cred că îi plac cam toate. Pomana porc. Pomana porcului, de care a spus el pentru mine. Pomana porcului. Și palinca? Țuica. Palinca e un pic mai tare. Îți place? Da. Sarmale? Da. Mici? Mici, da. E de-al nostru. E de-al nostru. Perfect, foarte bine. Mă bucur că ați trecut pe la noi și să știi că te mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Mama și vreau mea să îi place ciorbă de burtă. Lu mami? Da.
Mănâncă două porții? M-a dat de gol, gata. Câteva. Câteva porții de... Adică câteva zile. Câteva zile la rând? Foarte bine că mi-ai spus. Uite, data viitoare când mai veniți la noi știm cu ce să vă așteptăm. Cu pomana porcului, cu o palincă, cu ciorbă de burtă. Vreau să le spui oamenilor cum poți să te găsească pe YouTube pentru cei care poate te văd pentru prima dată la noi. AI Keda, sunt pe YouTube, postez de 3 ori pe săptămână și suntem acolo mereu. Mai zi o dată, deci cum e? EA de la Andreea Ikeda. Și căutați acolo pentru că vedeți niște lucruri senzaționale din Japonia și nu numai. Noi am avut imagini de la tine și ne-a plăcut foarte mult ce ne-ai trimis. Mulțumim. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mira, ești adorabilă și te mai așteptăm. Pa! Pa, pa! Să aveți grijă de voi. Taiga, mulțumim. Mulțumesc. Arigato. Arigato? Arigato. Okay. Arigato. Perfect.